dezvăluit ce a legat-o cu adevărat de Ghiță Balmuș la Survivor România. Relația apropiată dintre Grațiela Duban și Ghiță de la Survivor a dat naștere multor speculații. S-a spus că între cei doi concurenți de la show-ul din Republica Dominicană ar fi mai mult decât o simplă prietenie, mai ales după declarația emoționantă pe care a făcut-o basketbalistul atunci când actrița a fost nominalizată spre eliminare. Nu mi se pare corect față de cel accidentat să fie propus la eliminare, să-i iei șansa de a lupta până la capăt, de a-i lua șansa de a demonstra el dacă merită sau nu să rămână în competiție. Sunt momente, sunt jocuri în care acei oameni accidentați au adus mai multe puncte decât acei oameni sănătoși, a spus Ghiță, cu referire la faptul că Mihai Onicaș a adus mai puține puncte decât Grațiela pe trasee în ultima perioadă. Oricum, votez cu Mihai și mă doare în 14, câte puncte a adus el, vă spun eu. Puține. Voi votați cum vreți, a conclus sportivul. Elena Ionescu, dacă i-ar spune Grațiela, mâine, hai să plecăm împreună din această competiție, cred că Ghiță ar renunța și el. Cuvintele lui Ghiță de la acel consiliu au determinat-o pe Elena Ionescu să pună paie pe foc și să facă o serie de afirmații, care au lăsat să se înțeleagă că între cei doi faimoși s-ar fi înfilipat ceva. Astăzi, l-am simțit bătându-se cu pumnul în piept foarte puternic pentru Grațiela, chiar dacă nu are niciun motiv pentru a-l vota practic pe Mihai din punct de vedere social, sportiv, îl alege doar pentru faptul că știa că el urma să o aleagă pe ea la duel. Ce să zic, Ghiță este cel care, cred că dacă i-ar spune Grațiela, mâine, hai să plecăm împreună din această competiție, în cazul în care ea ar fi fost un pic mai liberă de situația conjugală pe care o are, cred că ar renunța și el la acest joc, a spus faimoasa la interviu. Grațiela a făcut în sfârșit lumină în relația cu Ghiță. Acolo, nu poate să existe decât prietenie, altceva este imposibil. După ieșirea actriței din competiție, toți au rămas cu impresia că Grațiela l-a lăsat pe Ghiță la Survivor România singur și trist, în ciuda faptului că bărbatul a vrut să spulbere toate speculațiile și să spună că în cazul lor este vorba doar despre amiciție. Indiferent de ce cred colegii despre relația noastră, eu cu Grațiela ne-am apropiat pentru că noi doi avem o gândire asemănătoare, a spus Ghiță de la Survivor. Mai mult decât atât, acum, la 2 săptămâni de la eliminare, Grațiela a făcut în sfârșit lumină în relația cu Ghiță. Mie mi s-au adus foarte multe acuze că aș fi fost ba cu Bogdan, ba cu Mihai, ba cu Ghiță. Am legat o prietenie sinceră ca să ne încurajăm în competiție. Chiar nu poate să existe o prietenie între un băiat și o fată, nu pot să cred că se tot spun alte lucruri greșite. Se pare că una este măsura cu care eu am fost judecată și alta este măsura cu care altă persoană din acest show a fost judecată. Oameni buni, acolo, în junglă, nu există nici măcar un gând de sex, îți este foame, nu te speli, hainele abia se mențin curate, fac parte din tine, îți este dor de acasă, de oamenii care te iubesc cu adevărat. Acolo, nu poate să existe decât prietenie, și în cazul meu și în cazul Elenei cu somnit. Departe de mine gândul de altceva, în condițiile acelea, nu ar putea exista vreo relație de alt gen. Este imposibil, a comentat Grațiela Duban la Ștafeta Mixtă, emisiune difuzată pe Vuvbiz.